Bună tuturor și bine ați revenit la mine pe canal. Eu sunt Cesima și astăzi nu o să facem nimic în mod special, doar povestim. Și de ce facem treaba asta? Pentru că m-am gândit că ar fi bine să vă zic ce am pățit eu, ca voi să puteți să fiți precauți și să nu pățiți asta. Și începem pentru că avem destul de mult de povestit. Ca să o iau chiar cu începutul, dacă nu știți, acum câteva luni eu am purtat aparat dentar pentru că voiam să-mi îndrept un dinte. Așa că am căutat un cabinet aici în București la care să mă duc și să-mi rezolv tot ce ține de dantura mea. Nu o să spun numele cabinetului pentru că nu vreau să fac reclamă proastă sub nicio formă, așa că o să spun pur și simplu cabinetul respectiv. Am fost la cabinetul ăsta și am întrebat dacă se poate rezolva dintele ăsta al meu strâmb altfel și mi-au spus că nu, doar cu aparat dentar. Și eu atunci am spus, bine, haideți să punem aparat dentar. Iar ei mi-au spus că trebuie înainte să îmi rezolv toate cariile. Am făcut și asta, doar că mie mi s-a părut atunci că aveam prea multe carii, adică mergeam să-mi rezolv carile de 2-3 ori pe săptămână și de fiecare dată rezolvam două măsele și un dinte, alte două măsele și un dinte. La un moment dat nu mai aveam atâția dinți în gură la câte carii am plătit, dar am trecut peste, am zis că cine știe ce s-a întâmplat pe acolo și am făcut ca ei. Am purtat aparatul dentar doar 3 sau 4 luni, pentru că în mod normal eu nu aveam voie să-mi pun aparat dentar, pentru că am zâmbet gingival, iar gingia mea s-a inflamat din cauza aparatului dentar și a trebuit să-mi dau aparatul dentar jos și să îmi decupez gingia cu laser. Am făcut și asta la doamna doctor Deliatis, pentru că ea m-a ajutat după aceea să-mi rezolv toate problemele pe care le-am dobândit în partea cealaltă. După ce mi-am rezolvat și gingia, am zis că e totul ok, nu am mai pățit nimic o perioadă de timp până acum câteva zile, și acum câteva zile înseamnă chiar pe 20 decembrie. Am simțit o umflătură mică aici la măseaua de pe partea stângă și m-am culcat așa pentru că nu am știut ce înseamnă, nu mi s-a părut nimic anormal, doar că m-am trezit a doua zi cu dureri și puțin de tot umflat. Din nou nu am băgat în seamă pentru că am zis că mi s-a umflat puțin măseaua, iau un Nurofen și îmi trece, așa era în capul meu. Ba chiar am și filmat vlogul acela cu tutorialul de make-up de Crăciun, adică eu chiar nu am băgat în seamă treaba asta pentru că am întrebat pe cineva ce e și mi s-a spus că e un absces normal și că n-am de ce să-mi fac griji. Doar că o zi mai târziu fața mea a început să se umfle un pic mai tare și arăta ceva de genul ăsta. Și atunci am început eu să mă sperii puțin mai tare, pentru că eu am avut acum ceva timp o prietenă care s-a culcat fără să aibă ceva și s-a trezit cu fața direct foarte umflată și lăsată așa în jos și era umflată până aici la tâmplă, cu ochi, cu tot, adică ea a pățit-o rău de tot și s-a dus de urgență la medicul ei stomatolog, care i-a spus că dacă venea cu jumătate de oră mai târziu, ar fi putut să pățească ceva foarte grav, poate cine știe, Doamne ferește, un atac cerebral. Ceea ce mie mi s-a părut atunci îngrozitor, adică eu m-am speriat foarte tare pentru ea. Și acum când am pățit și eu și știam că e același lucru, am început să mă panichez puțin și i-am scris unei prietene de ale mele care este la facultatea de stomatologie și care și lucrează într-un cabinet și putea să mă ajute mai mult. Și am întrebat-o ce să fac sau ce măsuri să iau. Și mi-a spus să nu fac nimic pentru că nu sunt eu în măsură să fac ceva, pur și simplu să vin la ea la cabinet să-mi scrie doamna doctor o rețetă, mi-au dat antibiotic pentru că nu eram atât de umflată încât să-mi facă ceva. Am început să iau antibioticul, doar că peste încă o zi arătam deja așa. Bun, și după ce am început să arăt așa, mama lui Teo și bunica lui mi-au zis că și ele au mai avut și că știu și alți oameni care pur și simplu și-au spart acolo bubița, că asta este de fapt o bubiță deasupra măselei sau la gingie, nu, nici n-am înțeles foarte bine, și că și-au spart-o singure și că a curs de acolo ce trebuia să curgă și că gata. Și eu eram pregătită, sufletește, să-mi fac același lucru singură. Și ce credeți? Aveam așa, în dreapta, aveam câteva scobitori și în stânga, ce credeți voi? La ce ne-am gândit noi aici? Niște spini de trandafiri. Adică noi, o grămadă de oameni în casa asta, nu ne-am gândit la un ac de cusut sau un ac de siguranță, nu. Noi ne-am gândit la scobitori și la spini de trandafiri. Dar eu m-am gândit totuși să o întreb și pe prietena asta mea dacă e ok să fac asta sau nu, iar când i-am spus ce aveam de gând să fac, s-a minunat de prostia din capul meu, teribil, și mi-a zis nu, nu faci așa ceva, vii la cabinet să-ți rezolve doamna doctor ce e de rezolvat. Și atunci am fost la cabinet, mi-am făcut o radiografie prima dată ca să vadă exact unde este infecția și să rezolve acolo. Și până la urmă, nu știu exact, ia să o întreb că eu nu știu ce am făcut. Până la urmă a ajuns doamna doctor să îmi deschidă lucrarea sau ceva de genul, nu știu termeni, sinceră să fiu, adică dacă zic prostii îmi cer scuze, tot ce știu e că mi-a scos plomba, mi-a lucrat cred că pe canal ca să ajungă acolo la infecție și să poată să facă un fel de drenaj, ceva de genul,
Nu știu. Și după ce a terminat cu dintele și cu plomba acolo, cu canalul, cu tot, m-a înțepat și acolo unde aveam eu infecția, de fapt mi-a făcut o puncție, așa am înțeles că se numește, ca să se elibereze infecția și să mi se desumfle fața. Și tot ce pot să vă spun sigur este că o durere ca asta eu nu am mai simțit. Și am mai trecut prin tot felul de nebunii, credeți-mă, mi-am rupt picioare, mâini, gât, orice, dar o durere de genul ăsta nu am mai simțit. Atât pe parcursul zilelor, cât și acolo la cabinet, a fost ceva groaznic, efectiv, credeți-mă. Bun, și de fapt, de ce voiam să vă spun asta? Pentru că eu am pățit asta și mi s-a infectat acolo și am ajuns cu fața așa, din cauza că la cabinetul meu de la început, despre care vă vorbeam, lucrările astea nu au fost executate corect. Și nefiind executate corect, era și normal ca eu să pățesc ceva acolo. Pentru că au fost mai multe complicații, nu are sens să stau să vi le explic pe toate. Ideea e că cineva nu și-a făcut treaba bine, iar eu după aia am pățit ceva destul de rău. Iar acum, după 7 zile de antibiotic, eu sunt mai bine, nu mai am fața umflată, bineînțeles, nu mai am nici acolo inflamat, mai am foarte puțin, dar care sper că trece, doar că ieri, ce credeți, a început să mă doară iar. Și sper din tot sufletul să nu se mai umfle, să nu se mai întâmple nimic, pentru că nu mai pot să trec prin asta din nou. Și o altă problemă mare era de fapt că s-a întâmplat fix în perioada de sărbători și în perioada asta nu sunt atât de mulți medici disponibili și plus de asta eu nu aveam cum să ies din casă sau să apar oriunde, pentru că arătam groaznic. Dar măcar am avut noroc că am avut un doctor la care să merg și care să mă rezolve și chiar în seara de Crăciun am arătat ok. Eram binișor, arătam așa. Până la urmă au trecut toate și s-a rezolvat și problema asta, doar că eu am vrut să vă zic toate astea și să vă povestesc toate astea, chiar dacă, sincer, nu mă simt foarte confortabil să vă arăt fața mea deformată. Voiam neapărat să știți că este foarte important unde mergeți și la ce doctori ajungeți și la ce medici vă faceți lucrări, mai ales dantura, pentru că e destul de importantă. A, și nu vă înțepați singuri acasă cu scobitori sau cu spini de trandafiri. În concluzie, asta a fost. Sper că ați înțeles ce am vrut să vă zic. Și pentru că mai sunt câteva zile și trece anul ăsta, vreau să vă urez și eu sărbători fericite și un an nou cât mai frumos și plin de bucurii și de liniște, în primul rând. Cam asta a fost tot pentru astăzi. Eu am fost Cesima. Până data viitoare, v-am pupat. Pa, pa!